Și evident că e vineri și ca și orice altă vineri până la urmă... Avem un invitat special. E alături de noi. Virtual. Așa, virtual, da. Sebastian, bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Nu te întreb pe unde ești, ce nu te întrebăm de cozonaci sau de ciocolată de casă. Nu te întrebăm de asta. Putem să discutăm și despre asta, dar mai bine să las faptele să vorbească. Săptămâna viitoare promit să mă întorc cu niște cozonac. Și știi că eu doresc ceva pe lângă cozonac ăla. Știi ce-mi place. Ciocolată de casă. Așa. Sebastian, mă gândesc așa cum discutăm și noi, de cozonaci, de ciocolată de casă și alte bunătăți, și politicienii au ceva treabă. A fost o săptămână destul de relaxată acum în prag de Paște prin politica românească, dar totuși s-au întâmplat ceva lucruri. Da, da. Biroul executiv al PNL a decis o nominalizare în persoana lui Marcel Boloș. Se întâmplă niște lucruri, ia explică-ne tu. Și politicieni în part, dar nu bucate, ci funcții. Funcții și bani, ca de obicei. Și în săptămâna mare, chiar aseară, a avut loc o ședință la PNL, unde s-au decis câteva numiri importante. Marcel Boloș se întoarce la titular la Ministerul Fondurilor Europene. E unul dintre cele mai importante ministere, pentru că vorbim din nou de celebrul program PNRR. Mai ales banii din PNRR, vorbim de 29 de miliarde de euro și în total până în 2026, cu ce trebuie să mai primească din urmă, cu celelalte programe europene, România ar putea încasa undeva la aproape, rețineți, 100 de miliarde de euro. Deci este o sumă fabuloasă care într-adevăr ar putea schimba o țară, deci și România, din temelii. Problema e, astfel cum s-a întâmplat în ultimii 15 ani, reușim oare să absorbim acei bani europeni? Și Marcel Boloș este privit mai degrabă ca un tehnocrat, nu ca un politruc care merge acolo să deblocheze acest robinet cu bani europeni care să ducă la schimbarea la față a țării. Deci asta ar fi o dată. În locul lui Marcel Boloș la Ministerul Digitalizării, PNL l-a propus pe Sebastian Burduja, un tânăr deputat, liderul PNL Sector 1, și acolo este o miză financiară foarte mare la Ministerul Digitalizării, pentru că și eu și voi probabil v-ați lovit de aceeași veșnică problemă, copia după buletin sau tot felul de xeroxuri cerute la instituțiile statului. E timpul ca toate aceste instituții ale statului să comunice între ele printr-un sistem informatic bine pus la punct, astfel încât cetățenii să nu mai stea la nenumărate cozi pentru o adeverință sau pentru un serviciu public. Ar mai fi și a treia mutare cu care voi încheia. Viitorul judecător la CCR din partea PNL va fi Iulia Scântei. Probabil nu vă spune foarte mult cine acest nume. Cine este Iulia Scântei, Sebastian? Iulia Scântei a absolvit dreptul la începutul anilor 2000 în Iași și aici ar fi câteva pete negre în biografia sa, pentru că a fost promovată în politică de Tudor Chioariu, fost ministru al justiției în guvernul Tăriceanu, condamnat ulterior la 3 ani și 6 luni cu suspendare pentru corupție. Tudor Chioariu, la fel ca Iulia Scântei, fac parte dintre apropiații lui Relu Fenechiu, dacă vă mai amintiți de acest baron local, foarte puternic la mijlocul anilor 2000, unul dintre cei mai puternici politicieni din Iași și din Moldova, trecut și el pe la pușcărie, condamnat cu executare la fel pentru corupție, dar asta n-a oprit-o pe Iulia Scântei apoi să ajungă parlamentar în 2016, susținută de frații Muraru, unul dintre ei parlamentar PNL și șeful organizației PNL Iași, celălalt ambasadorul României la Washington. Pare un soi de Cosa Nostra ce spui tu acolo, adică e o chestiune cu foarte multe încrângături, cunoaște pe X, pe Y și atunci suntem prieteni cu Z, adică e o chestiune din asta foarte complexă. Da, toți oamenii politici, ca să simplific, toți oamenii politici liberali care au ajuns în funcții importante în ultimii 15 ani, îl au în spate pe Relu Fenechiu, ca să ne înțelegem. Deci de aici, din acest trunchi comun politic, pleacă toate ramificațiile liberalilor în politica locală și în politica națională. Deci există această gașcă, Relu Fenechiu, un fel de patron spiritual al celor care astăzi sunt foarte influenți în politica ieșeană din această zonă a PNL. Vorbesc aici de frații Muraru și de Iulia Scântei, de Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași, trimis și el în judecată pentru că ar fi primit șpagă 22 de tone de tablă. Deci iată, ne învârtim aici într-un cerc care conține politicieni și fapte de corupție. Sebastian. 22 de tone de tablă?
20, nu, n-am greșit, 22 de tone de tablă. Nu, nu. Asta a fost șpaga percepută. Nu e deocamdată trimis în judecată, nu vreau să-l acuz de vreo vinovăție. Există să funcționeze și la noi prezumția de nevinovăție, deci până la o decizie finală a instanței este nevinovat, însă DNA, procurorii DNA cercetează pe Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași și fost ministru al mediului, de o șpagă de 22 de tone de tablă. Perfect. Da. Asta avea nevoie omul. Da. Sebastian, ieșim din România și mergem către Ucraina. Iată, duminică, în ziua Paștelui, se împlinesc 2 luni de la invazia lui Putin în Ucraina. Cum suntem acum? Vorbim despre un nou ajutor militar din partea Statelor Unite. Dacă ar fi să tragem linia așa după 2 luni... Marcel Ciolacu spunea că am putea să donăm acele MiG-21 Lancer. Care e situația? România... E bine, România se face că ajută militar Ucraina, pentru că există și această teoria conspirației, că, domnule, dacă ajutăm, ne implicăm acolo, trimitem armament în Ucraina, vom fi bombardați de ruși. Nu cred că vom fi bombardați de ruși, pentru că noi, spre deosebire de Ucraina, facem parte din NATO și am văzut pe toți liderii importanți ai NATO, începând cu președintele Statelor Unite și terminând cu cancelarul Germaniei, care au spus franc că vor apăra fiecare centimetru de pământ din NATO. Deci, din acest punct de vedere, România ar putea să joace mai dur această carte a politicii externe și aici avem o comparație la îndemână, vedeți ce face Polonia în această zonă și militară și diplomatică. Deci iată, România iar este cu un spate, cu un pas în spatele țărilor baltice sau a țărilor din estul Europei. Altfel, ce face Vladimir Putin în continuare acolo se numește genocid, crime de război, carnage în definitiv, și peste toate aceste cuvinte puternice, peste toate aceste crime, se mai suprapune și o ipocrizie religioasă, pentru că știm, rușii se prezintă ca așa mari iubitori și mari susținători ai ortodoxismului și vedem că Putin refuză un armistițiu de pace. Da, se va întâmpla cu siguranță Paștelui. Mai devreme sau mai târziu. Mulțumim frumos, Sebastian, sărbători fericite!